cunoșteți, nu avem nimic nou în afară de ceea ce v-am transmis în cursul zilei de ieri. Da, cu privire la infracțiunea de omor comisă în, la data de 28 iunie, noaptea de 27 spre 28 iunie 2017, da? S-a constituit la parchetul pe lângă Tribunalul Vrancea dosarul numărul 1587 per PPR 2017 privind săvârșirea infracțiunii de omor calificat pentru care s-a început urmărirea penală în cauză. S-a dispus în această cauză efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea acestei infracțiuni față de un număr de 8 inculpați care fac parte din familia Mustafan, nu precizez numele tuturor, întrucât acestea rezultă din comunicatul de presă scris transmis. Doar față de 8 dintre cei, față de 4 dintre cei 8 inculpați s-a dispus menținerea acestei încadrări juridice. Ulterior, în cursul urmăririi penale, s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de 4 dintre ei, cu privire la care s-a reținut infracțiunea de încăierare. Din probatoriul administrat, în esență, a reținut existența unor date certe, probe, din care rezultă aplicarea unor lovituri directe asupra victimelor de către inculpații Mustafa Argint, Mihai Marcel, Mustafa Marian Zismam, Mustafa Remus, nepotul lui Mustafa Argint și fiul lui Mustafa Argint, tot Mustafa Remus, față de care s-a reținut săvârșirea infracțiunii de omor. Cu privire la celelalte persoane, așa cum am arătat, s-a reținut săvârșirea infracțiunii de încăierare. În cauză, două persoane au fost reținute, doi dintre cei patru inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de omor, respectiv inculpații Mustafa Argint și Mustafa Remus, față de care urmează să se propună arestarea preventivă. În cauză urmează să efectua cercetări privire la săvârșirea acestor infracțiuni reținute și în vederea lămuririi tuturor aspectelor privind cauza. Au fost toți prinși, identificați, anchetați sau mai sunt persoane care se sustrag? În acest moment nu vă putem comunica mai multe date decât ceea ce am avut în cursul zilei trecute, la sfârșitul zilei trecute. În prezent nu putem preciza date suplimentare pe vin de anchetă ce se efectuează.